Bine v-a regăsit, dragilor, la horoscopul lunii septembrie 2024. Iată ne ajunși cu predicțiile pentru luna septembrie. Nici acum nu-mi vine să cred cât de repede trece timpul și cât de multe se pot întâmpla în doar câteva luni. Sper că sunteți curioși să vedeți ce se întâmplă cu zodia voastră. Mulțumesc că ascultați Zodia Taur. Această citire este valabilă pentru cei născuți în această zodie sau care au ascendent sau se identifică cumva cu această zodie. Nu uitați că este o etalare generală și vă invit, dacă doriți să știți mai multe personal despre o situație care vă macină, să ne auzim direct pe site-ul meu pe www.andrealovin.ro/servicii pentru o citire în tarot, pentru astrogramă și haideți să aflăm împreună care sunt acele răspunsuri la întrebările voastre. Până atunci, să vedem ce urmează pentru zodia voastră și am să vă rog să mă urmăriți și pe Instagramul meu. Mi-am făcut un nou Instagram, Astrotarot by Andrea Lovin, unde țin un giveaway cu un concurs foarte important în care poți să câștigi o astrogramă personalizată din partea mea sau o citire în tarot. Pentru asta tot ce ai de făcut este să mă urmărești pe Instagram, pe Astrotarot by Andrea Lovin și să comentezi la postarea mea cu concursul motivele pentru care crezi că meriți să primești această citire și cu ce te-am ajutat de-a lungul timpului. M-ar ajuta foarte mult să crezi comunitatea de pe Instagram, așa că vă aștept acolo, acesta este linkul. Și acum hai să începem să vedem care este energia zodiei voastre. Să vedem care e energia Taurului în această lună și începem cu tarotul, cu cărțile care vă descriu luna la modul general. Iar prima carte este cartea 9 de bâte, o carte care arată că trebuie să perseverezi în luna septembrie, lucrurile nu sunt cele mai simple. Posibile probleme de sănătate și nu doar pentru că am văzut aici, asta e prima carte, dar am mai văzut câteva. Cartea sănătate are de suferit, atenție, da? Nu ignorați acest mesaj. Să știți că neîntâmplător găsiți clipurile mele sau le regăsiți după ceva timp dacă nu vedeți întotdeauna. Aceste mesaje vi se adresează. Și pentru că deja și tarotul spune, dar și oracolul spune, spune așa cartea, fiecare boală pornește din minte, caută cauza subtilă care te face să lași energiile negative să se manifeste în planul fizic. Ai puterea să te vindești prin conștientizare, fii mai atent la sănătatea ta. Deci sănătatea are de suferit și este un mesaj important. Poate că sunteți foarte vulnerabil, ușor de rănit în luna aceasta sau treceți printr-o situație de genul, pentru că la fel sunteți răniți sau treceți prin această situație pentru că într-adevăr vă recuperați dintr-o situație care nu e tot mai simplă. Însă pot să vă spun ceva, pentru că văd toate cărțile și simt foarte puternic să vă spun că luna aceasta veți primi atât de multe confirmări și semne încât voi nu trebuie să ignorați niciun lucru care pare o coincidență, bine? Pentru că aveți cartea Clar Simțirea, care spune așa, observă-ți emoțiile care se repetă sau lucrurile care ți se întâmplă la nivel fizic. Tot ce simți, pentru că ai o ghidare divină în momentul acesta, ai clar simțire, o clar simțire care e foarte puternică. Și o să vă zic și unde se manifestă, pentru că această carte spune mai multe detalii, dar voiam doar să vă spun că veți simți totul. Corpul este foarte sensibil încât captați așa orice informație foarte ușor, primiți semne după semne și e foarte important să fiți cu ochii deschiși, cu conștiința trează, pentru că sunt multe lucruri care vă deranjează. De asemenea, o să trec înapoi la tarot ca să nu stric ordinea. Ce vine pe obstacol este 2 de monede. Este această capacitate care probabil scade de a jongla cu câte două situații. Poate în septembrie v-ați propus să faceți, de exemplu, 2 cursuri sau 2 lucruri ca activități extra și vă gândiți cum o să mă descurc sau vă gândiți cum mă descurc și cu situația asta în care sunt și cu jobul sau jonglați cu 2 lucruri și e puțin mai greu, e ca un obstacol, e greu să vă decideți, să alegeți, să gestionați
poate chiar situația financiară un pic mai dificil, trebuie să luați niște alegeri și e greu de ales. De asemenea, ce este bun în viața voastră, aveți cartea 6 de cupe. Ce îmi place este că, într-adevăr, parcă vreți să gândiți mai optimist luna asta, indiferent de anumite probleme, indiferent de lucrurile care par greu de gestionat. 6 de cupe este o carte a trecutului, a amintirilor frumoase, a melancoliei cumva, și poate că vă gândiți că după rău vine bine și să nu mai fac griji de acum încolo, urmează lucruri bune și, într-adevăr, o confirmare că urmează și o perioadă bună. Și poate că mulți vă veți reconecta cu copilăria voastră, cu locurile natale, cu persoane din trecutul vostru. Sau pur și simplu sunteți pe cale să întâlniți poate un suflet pereche, pentru că această carte este o carte a unei legături de suflete pereche. Și mai am o confirmare pe tema acestei cărți, aveți cartea Soulmates, da? Și din nou, Between Two Worlds, sunteți între două lumi, una alb-negru și una color. Din nou, această dualitate, îndoială. Sigur, mai aveți și o carte care nu prea cred că o să vă placă, se numește Mentalitatea de victimă și înainte Ceața. Se pare că foarte mulți dintre voi, din cauza unor eșecuri pe care le-ați avut în dragoste, din ce observ, o să ajung imediat și la cartea aceea, dar predominant dragostea poate să fie și altceva. Ce considerați voi a fi eșec? Atenție, poate nu sunt chiar eșecuri reale, cât sunt lucruri pe care voi le considerați regrete, nu trebuia să o fac sau nu mi-a ieșit, nu a ieșit bine, nu s-a întâmplat cum doream. Ați ajuns să aveți această mentalitate de victimă în care spuneți că nu sunt bine, nu pot să-mi revin, mă doare capul, nu mai suport, de ce mie? Deci e o energie un pic de victimă și nu spun că victima nu poate fi și reală, se mai întâmplă, dar aici este vorba despre o mentalitate. E o etapă prin care și eu am trecut și mai trec uneori, cu toții mai intrăm fără să ne dorim în aceste roluri de victimă, salvator și persecutor, niște roluri care ne țin prinși în, să zic, lucrurile banale ale vieții. Noi trebuie să ajungem să fim în afara acestor roluri și să observăm, să nu mai fim victime, să nu mai fim și salvatori, că și acești salvatori au o nevoie acolo în spate pentru care o fac. Și da, cu cartea Victima arată că puteți fi victima unor lucruri pe care nu le vedeți, pentru că cartea aceasta cu ceața spune așa, mergi mai încet, ia-ți mai mult timp. Dacă te duci într-o direcție acum când e multă ceață, s-ar putea să ajungi victima, s-ar putea să consideri că ai fost o victimă. De asemenea, centrul etalării spune așa, nu, condițiile nu sunt favorabile acum, așteaptă, caută alte opțiuni și roagă-i pe îngeri sau pe Dumnezeu să te ajute să te călăuzească, să te aline. Deci, vedeți, aveți această nevoie să înțelegeți că luna aceasta trebuie să ieși dintr-o etapă de victimă și mai mult decât atât, este o a doua confirmare în această citire. Cartea nu e pentru tine. Avem aici Soulmates, suflete pereche, nu e pentru tine. Deci cineva care probabil apare ca un fel de suflet pereche, ca o persoană, nu e pentru voi. Și veți simți, pentru că aveți cartea Viața Sentimentală, Love Life, și clar simțirea, deci așa erau cărțile. Deci legat de viața voastră sentimentală, care este foarte importantă în septembrie, veți simți niște lucruri, veți simți că se întâmplă ceva, veți căuta confort, veți primi confort din partea cuiva. Deci posibil să fiți între două persoane, unii dintre voi. Iar una 100% nu este pentru voi, da? Și din nou, atenție la energia asta de victimă. Vi se spune să stați concentrați și neîntâmplător prima carte era o carte de perseverență. Aici spune focus, concentrare, rămâi concentrat, țineți în continuare drumul, nu te opri acum. Optimism, aveți și cartea Optimism, o carte foarte bună. Într-adevăr, se bate puțin cap în cap cu mentalitatea de victimă, dar aceste două cărți mai degrabă spun așa, lasă mentalitatea de victimă în spate,
n-ai observat bine, ai greșit, asta este și mergi înainte pentru că tu trebuie să fii perseverent cu ceea ce faci, să fii optimist pentru că o să reușești să îți atingi scopul sau să găsești acea persoană cu autoritate pe care o cauți sau partenerul potrivit. Unii parcă așa, mai ales dacă sunteți femei, simțiți că vreți o persoană cu autoritate în viața voastră, o persoană sigură, o persoană care să vă ofere acea siguranță, confort, din toate punctele de vedere, căutați o persoană independentă, dar și voi aveți această energie pentru că aveți cartea Berbec, poate aveți legătură cu cineva din zodia Berbec, sau pur și simplu ca energie, energia aceasta de Berbec, de noi începuturi, de a iniția, de a avea curaj, de a risca, este o energie care vi se potrivește și vouă luna asta, deci o să învățați să vă impuneți, o să aveți aici să zic, tupeu foarte mult luna asta, dar în același timp foarte ușor puteți atrage conflicte și să vă simțiți victimă. Culoarea potrivită luna aceasta pare a fi coralul. Coralul ca și culoare vă aduce noroc și spune așa cartea aceasta ca mesaj pentru voi. Permite curentului vieții sau valului vieții, dacă vreți, să fie în viața voastră. Permite sincronicităților să se manifeste așa cum trebuie. Nu te impune. Lasă lucrurile să curgă cum trebuie natural. Deci lucrurile sunt într-o sincronicitate. Oricât ați vrea să controlați. Unele lucruri nu sunt pentru voi. Nu forțați luna asta pentru că nu e bine. Și aveți încredere că ceva ce nu e pentru voi se va dovedi în această lună pentru că urmează ceva mult mai bun. Avem aici o carte care spune așa. O întâlnire cu un străin poate fi importantă în septembrie. Apoi, love, iubire. Și aveți love în etalarea asta de una, două, trei ori cumva, deci e clar ceva important legat de asta. Da? Întâlnirea cu un străin nu este întâmplătoare, probabil poate fi o viitoare iubire, dar nu-mi place când văd ultima carte care ce din nou ai grijă la sănătatea ta. Deci sănătatea, din punctul meu de vedere cu această detalare, ar trebui să fie pe primul loc. Ceva nu va fi ok, că e stomacul, că e altceva, că e capul, pancreas, am înțeles la unii. Ceva abdominal. Unii sunteți foarte speriați să n-aveți o boală anume, poate mai gravă, vă gândiți. A ficat, nu știu, simt că e ceva așa care vă macină pe unii dintre voi. Duceți-vă, faceți-vă controle, vă rog, pentru că e important. Vă zic și din experiența mea, întotdeauna când mi-a ieșit ceva legat de sănătate, așa e, nu era bine sănătatea. La fel vă zic și vouă. Numărul vostru norocos este 57 și acest număr vorbește despre a-i învăța pe alții și a învăța tu însuți. Da? Deci dovada că s-ar putea să aveți legătură cu un curs sau citiți ceva învățat, vreți să dați mai departe, cu școli, cu lucruri care vă trebuie. La unii dintre voi e posibil să vă doriți să faceți poate un curs sau o specializare și poate că nu e timpul potrivit sau ceva e greu de dus până la capăt. E doar o informație. Nu trebuie să faceți neapărat ce zic eu. Eu doar o văd și observ că e ceva legat de a învăța și mai greu de dus până la capăt. Poate că trebuie să fiți perseverenți dacă decideți să vă apucați de un curs mai serios. Rezultate veți avea clar pentru că aveți cartea aceasta. Rezultatul dorit va apărea foarte curând. Dă dovadă de răbdare și credință și nu încercați să forțezi lucrurile. Deci nu forțați lucrurile, aveți semne din cer, aveți clar simțirea și în vis probabil să vedeți tot felul de pene sau să aveți niște informații și prin clar simțire. Și da, renunțați la persoane care vedeți că nu sunt pentru voi. Nu vă mințiți singuri. Aveți aici această carte, nu e pentru tine, nu mai sta între două lumi, nu mai pendula pentru că simți deja răspunsul. Știi deja adevărul. În rest, iubirea este totul. Uite o altă carte despre iubire care spune așa. Iubirea este sursa prețioasă care unifică tot. Dumnezeu este iubire și tot ceea ce ne bucură sufletul vine din la divinitate, de la Dumnezeu. Vei fi învăluit în iubire, poți avea parte de iubire fizică, emoțională, spirituală. Sufletul tău se va bucura mult. Deci, în ciuda unor anumite obstacole, să le spun așa, voi veți reuși să înțelegeți foarte multe despre iubire, să învățați enorm de multe
Și poate chiar să găsiți iubirea acolo unde nu vă așteptați. E o citire profundă din punctul meu de vedere. Sigur, personal pot să vă zic și mai multe, poate din tranzitele planetare pe care le aveți în momentul de față și prin tarot sau cărți oracol. Cert este că veți simți foarte multe, veți învăța foarte multe și nu vă temeți de anumite eșecuri sau probleme în dragoste sau că pierdeți un anumit om pentru că pare imediat parcă e pe țeavă așa să vină altcineva mult mai potrivit, un suflet pereche din ceea ce văd. Dar trebuie să lucrați puțin cu mentalitatea de victimă, nu vă ajută. Aveți nevoie de mai mult optimism în această lună, bine? Asta văd pentru voi. Dacă vreți să știți mai multe, vă aștept să programați o consultație pe www.andrealovi.ro/servicii.